regretele lui Ceaușescu, dosarul Revoluției, nu mai lăsa să-l termin pe Iliescu, acum o să ne termine el pe noi. Mai mulți ofițeri din cadrul armatei de la garnizoana Târgoviște au povestit procurorilor militari care au instrumentat dosarul Revoluției ce au făcut Elena și Nicolae Ceaușescu în unitatea militară înaintea procesului. În acest caz, în dosarele Revoluției, au fost trimis și în judecată Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu, acuzați de infracțiuni contra umanității. Potrivit procurorilor militari, la Târgoviște a fost vorba de un proces penal simulat, în urma căruia fostul cuplu prezidențial a fost executat. La data de 24 decembrie 1989, în sediu MAPN, grupul de decizie politico-militară din cadrul CFSN, Ion Iliescu, Brucan Silviu, Nicolae Militaru și Gelu Voican Voiculescu au hotărât că la data de 25 decembrie 1989 să fie organizat un proces simulat, în urma căruia Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu să fie condamnați la moarte și executați imediat, prezintă procurorii militari. După uciderea cuplului, puterea în România a fost preluată de o grupare filosovietică, anteconstituită, formată din nomenclaturiști marginalizați de Nicolae Ceaușescu și militari prosovietici cu studii în URSS, care aveau nevoie de legitimare în fața poporului, mai arată procurorii. Trei ofițeri descriu reacțiile soților Ceaușescu atunci când au aflat că Ion Iliescu a preluat puterea. Ți-am spus să-l lichidăm, dar nu m-ai înțeles. Ai spus că este suficient să-l marginalizăm. Tu nu m-ai lăsat să-l termin, acum o să ne termine el pe noi. Sau ți-am spus să-l lichidăm, dar nu m-ai înțeles. Ai spus că este suficient să-l marginalizăm. Stănculescu era apreciat de Iliescu și de Ceaușescu. Ion Tecu avea gradul major în decembrie 89 și deținea funcția de locțiitor al comandatului unității. El a fost audiat ca martor în 2006 și în 2017 de procurorii militari. Potrivit acestuia, Ceaușescu le-ar fi recomandat ofițerilor să-l asculte pe generalul Atanasie Stănculescu, pe care îl numise cu 3 zile înainte în funcția de ministru al apărării, dar care se alăturease grupului condus de Ion Iliescu. Tecu povestește despre o discuție telefonică dintre comandantul unității militare 01417 în Târgoviște, Andrei Chemeni și Ion Iliescu, privind situația soților Ceaușescu. Am stat de vorbă în biroul comandantului aproximativ 10 minute cu soții Ceaușescu, care m-au întrebat de situația din țară și cine conduce. Eu le-am spus că este revoluție, iar la conducere se află Ion Iliescu. Atunci Elena Ceaușescu i-a spus: Ion Iliescu, trebuia terminat mai demult. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești.